A venit Oroviceanul meu. Mulți ani. Mersi frumos. E o multă surpriză sănătate. Extraordinară. Din partea echipei ACS Poli, un cadou pentru dumneavoastră, pentru tot ce ați făcut pentru fotbalul Timișorean și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc și... Încotată la mulți ani, multă sănătate. Asta era, și tot ceea ce vă dorim. Exact, de asta... Florin Bătrânul a avut parte de cea mai frumoasă surpriză în ziua în care a împlinit 42 de ani. Vizibil emoționat, fostul jucător al Politehnicii Timișoara nu și-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care a primit cadoul din partea jucătorului Cristian Boldea, născut tot în Oravița. M-aș fi bucurat să fi fost violet, da? Cred că în vară se va regla și problema asta care macină pe foarte mulți suporteri. Sperăm că măcar la jumătate din ceea ce a făcut dânsul pentru această echipă să reușesc să fac și eu. Dacă aș reuși să fac jumate ce a făcut dânsul, aș fi extraordinar pentru mine. Poate dacă le aveam și eu viteza ta, poate aș făcea mult mai multe. Da, mă bucur că în continuare tradiția orăvițeană merge mai departe. Nici antrenorul Valentin Velcea nu l-a uitat pe fostul său coleg de cameră, căruia i-a urat să aibă o funcție mai importantă în club. Sigur că ai rămas alături de asemenea echipă. Frumoasă. Păi știu, Păi, să spui, eu m-aș bucura ca să-ți găsești locul în interiorul clubului, nu în exteriorul clubului. Să vină și timpul ăsta. Să avem răbdare. Să știi că avem loc pentru tine, dar nu stau. Dacă vreau acolo, era numai plăcut. Ceau, mulțumesc!